Bine v-am regăsit, dragii mei dragi, pe canalul Laura Scop. Mă bucur să ne revedem și în această seară împreună. Vă invit la o etalare interactivă, însă nu este o etalare interactivă obișnuită. Bineînțeles că vorbim despre planul afectiv relațional. O să facem în felul următor. Dacă doriți să participați la această etalare, ar fi nevoie să alegeți un pliculeț conform lunii în care voi v-ați născut. Am aici toate lunile anului, care conțin fiecare pliculeț cu luna respectivă, conține câte 3 mesaje. Ianuarie 3 mesaje. Sper să reușesc să pun timpii februarie și tot așa, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, până în luna decembrie. Este o etalare, bineînțeles, generală, o etalare colectivă, o etalare în care am să vă rog să nu preluați ad literam aceste mesaje, ci doar pe cele cu care rezonați. Eu o să vin și cu tot soiul de mesaje suplimentare menite să vă identifice cu această etalare. Am ales aceste cărți din 3 pachete de cărți de oracol. Mărturisesc că nu am tras cu ochiul, deși am fost foarte, foarte tentată. Dacă nu apuc să pun timpii, vă rog din toată inima să mă ajutați în seara aceasta, pentru că o să mă retrag ușor, ușor în sărbătorii ziua de naștere. Eu oricum vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele în privat pe care le-am găsit astăzi. Sunteți absolut deosebit și mi-ați făcut ziua mult mai frumoasă. Dar am să fac tot posibilul să nu vă dezamăgesc nici de această dată. Cum spuneam, haideți totuși să fac această chestiune, să încerc totuși să pun timpii. Bine că îi notez, nu știu dacă pot să-i pun, dar o să vedem despre ce este vorba. Deci, repet, alegeți un pliculeț conform lunii în care v-ați născut. Deci dacă v-ați născut în luna ianuarie, alegeți pliculețul cu luna ianuarie. Și am să încep așa, eu să vă arăt și lunile, în sfârșit dacă vă este mai ușor să vă duceți direct cu cursorul pe luna ianuarie, cu atât mai bine. Dacă nu, luna ianuarie la 02 și 34 de minute. Deci nu este o etalare care se adresează fiecărei zodii, ci fiecărei luni în care v-ați născut. Cum spuneam, luna ianuarie. Avem 3 mesaje pentru voi. Noroc în dragoste, ceea ce vă doresc, dragii mei, o noroc neașteptat, pentru că cineva ia o decizie de a alege dintre voi și o altă persoană. Probabil este vorba despre o relație triunghiulară. Din toate părțile se trage de această persoană. Probabil că foarte mult timp nu a știut ce să facă. Doar că eu aici cumva simt că doi se ceartă și al treilea câștigă, pentru că ori voi aveți parte de o întâlnire norocoasă, neașteptată, cu persoana iubită, cu o persoană la care vă gândiți, pentru că ea vă alege, ea o să vă aleagă, o să părăsească pe cineva în favoarea voastră, în foarte multe cazuri. Ori este posibil, fără doar și poate, ca o persoană care în momentul de față se află într-o relație triunghiulară să nu vrea să rămână nici cu o persoană, nici cu cealaltă, pentru că vedeți, exact cum spune și simbolistica imaginii, se trage și dintr-o parte și din cealaltă, și atunci persoana aceasta este posibil să spună acum, nici cu tine, nici cu tine, o să mă duc cu altcineva, o persoană cu totul și cu totul nouă, pe care o cunoaște ori prin intermediul unui eveniment mondan social, cununie civilă, nuntă, invitația unor prieteni, colegi, pentru că aici văd o întâlnire de curtoazie, o întâlnire cu o persoană alături de care se începe o relație, o festivitate, un eveniment. Vă face foarte mare plăcere să vă întâlniți cu această persoană sau să vă reîntâlniți cu această persoană. Dacă este bărbat, s-ar putea să aibă gropițe în obraz, s-ar putea să aibă o barbă așa foarte evidențiată, ochii ușor închiși la culoare,
tenul mediu, părul închis la culoare, o persoană de modă veche, el o persoană de modă veche, ea grizonată, blonduță, cu ochii căprui, căprui verzui și foarte îmbujurată la față. Deci asta înseamnă că energia femeină pare că va trăi o nouă experiență romantică. Haideți să vedem și când ar putea să se întâmple acest eveniment, această întâlnire romantică, pentru faptul că, sau în urma faptului că, renunță această persoană, renunță la altcineva pentru a se întâlni cu voi. Luna octombrie pare a fi o lună extrem de norocoasă pentru voi. Aveți răbdare, nu grăbiți, nu grăbiți lucrurile, pentru că la anul, pe vremea aceasta, pentru că oricum ne apropiem cu pași repezi de luna octombrie, deci avem full time, tot în toamnă, deci cumva la anul pe vremea aceasta, posibil să jucăm la nuntă, de ce în oficializarea unei relații. Ok, cam atât, dragii mei. O să le pun așa, cumva, deoparte. Ok, dacă v-ați născut în luna februarie, 06 și 14 minute, să vedem ce mesaj de iubire aveți voi, cei care v-ați născut în luna februarie, planul afectiv relațional. Deja pot să vorbesc despre un copil, energie masculină matură, care, de fapt matură, hai să spunem, o anumită etate, însă se poartă foarte copilărește. Deși pare o persoană sau lucrează într-un domeniu în care este solicitată maturitatea, factor de decizie, manager sau de el depinde, sau depind o grămadă de lucruri, pare că în relații nu știe să facă la fel. Este responsabil în ceea ce privește activitatea profesională, mă scuzați, dar personală nu prea știe pe unde să scoată cămașa. Intuiți, uite, în jurul vârstei de 42 de ani, mai mult sau mai puțin. Cred că această persoană ar putea să intre în viața voastră. În foarte multe cazuri poate să fie din zodia Capricorn, Taur, Berbec, Leu, brunețel, părul spicat din negru, ochii negri, mustață, ochelari sau poate un cioc sau, mă rog, în sfârșit, persoană care lucrează într-o instituție publică sau persoană, mă scuzați, persoană oficială, au tot sunat telefoanele, cer scuze, am uitat să-l dau pe silent. Eu zic că în foarte multe cazuri cei născuți în luna februarie vor avea posibilitatea ca chiar în această iarnă sau din această iarnă să întâlnească această persoană care spun că este o persoană care lucrează într-o clădire publică, dar deși, nu știu, în ciuda vârstei se poartă foarte copilărește și nu este încă capabil să ia niște decizii ferme în ceea ce privește această relație. O să vă atragă foarte tare, o să fie un coup de foudre, o să fie o dragoste poate la prima vedere, însă mi se pare că nu vreau să vă induc stări false, posibil să vă dea de furcă pentru faptul că nu prea știe cum să se comporte într-o relație sau nu vrea să proiecteze această relație pe termen lung. Mai mult decât atât, s-ar putea să fie și o diferență de vârstă între energia feminină și energia masculină, energia masculină fiind mai tinerică. Dar cumva cred că voi intuiți despre cine este vorba. Poate să fie și o persoană fără păr, dacă este bărbat. Mi se pare că nu o cunoașteți sau intuiți cine este, dar nu ați avut vreo interacțiune ca un cuplu, să spunem așa. Hai să vedem recomandarea. Da, în această toamnă și voi există posibilitatea să întâlniți. Deja dacă ați întâlnit-o, s-ar putea să fie așa o relație cu suișuri și coborâșuri, însă dacă aveți, gata, am dat telefonul pe silent, dacă aveți răbdarea necesară, puteți să duceți această relație. Cumva mi se pare că relația aceasta depinde doar de voi și de maturitatea voastră, pentru că celălalt nu prea este pe aceeași lungime de undă cu,
cu voi. Sigur că vă este frică de trădare, mai ales că este și instabil din punct de vedere emoțional. Sigur că poate vine dintr-o altă relație, sigur că poate există o relație de trio, în sfârșit, până la urmă, în momentul, sau există gelozie, în momentul în care cunoașteți această persoană, atunci probabil că este imperios necesar să nu-i tăiați aripile, măcar să vedeți în ce ape se scaldă, să luați o decizie până la capăt corectă. Pentru luna martie, 10 și 19 minute, pentru cei care sunt născuți în luna martie. Aici lucrurile sunt foarte frumoase din punct de vedere al planului afectiv relațional, pentru că aici există o oportunitate extraordinară. O oportunitate în ceea ce privește construirea unui cuplu. Aveți o mare, mare victorie, o mare reușită, care ar putea să fie finalizată cu oficializarea unei relații în fața unei instanțe civile, la biserică sau o cerere în căsătorie, logodnă sau de ce nu, poate că este vorba despre reînnoirea jurămintelor, asta în cazul în care există o trezire în cuplu. Mie mi se pare că este vorba despre un ajutor pe care Universul vi-l dă în această victorie. În sfârșit veți fi împreună cu o persoană la care voi vă gândiți și cu care vreți să fiți. Este o schimbare semnificativă de destin, o schimbare pe care ați așteptat-o de foarte multă vreme. Și chiar pot să vă spun că, nu știu dacă au fost niște interacțiuni în luna august, cert este că victoria este pe vine. Vă văd un cuplu, vă văd alături de copii, dacă îi aveți, vă văd împreună. 51 de ani în jurul acestei vârste, mai mult sau mai puțin, o persoană grizonată, cu ochii închiși, o persoană care chiar poate să cocheteze cu religia, sau să fie religios, sau să fie spiritual, sau să fie preot, în unele cazuri. Bineînțeles că tot vorbeam despre mesaje suplimentare. Haideți să vedem și ce recomandare aveți din partea ghizilor spirituali. Luna viitoare. Vedeți exact ceea ce spuneam și la voi. Este pe vine această victorie. În sfârșit veți fi împreună cu cineva alături de care să vă formați chiar un cuplu sau o familie. De luna viitoare, luna octombrie, pare că este luna cuplurilor. Cei născuți în luna aprilie, 12 și 43 de minute. Haideți să vedem. Pentru cei născuți în luna aprilie, cine nu riscă, nu câștigă. Sau poate că nu ați avut curajul să riscați pentru a fi împreună cu persoana iubită atunci. Poate că au fost niște piedici, să spunem așa, niște dificultăți, diferențe, orice fel de diferențe. Sau pur și simplu exista între voi și alte persoane, victime colaterale, nu v-ați făurit fericirea pe nefericirea altor persoane și atunci probabil că v-ați separat, v-ați despărțit. Ați fost cumva, în unele cazuri, uite așa, la un pocnet de degețele ca să fiți împreună, însă nu ați reușit atunci, dar roata norocului este a voastră, este în favoarea voastră. Cred că este vorba despre noi începuturi, împăcări, diminuarea distanței dintre voi și o anumită persoană de care v-a fost frică sau de relația respectivă, mai ales că v-am zis, era o relație în care ați fi riscat împreună. Gemeni, balanță, așa, grosso modo. Însă sunteți mai motivați decât oricând, să diminuați cel puțin distanța aceasta dintre voi. Mie mi se pare că există o împăcare chiar la distanță. Așa că așteptați-vă ca persoana la care vă gândiți să vină și la voi, să ia primul avion, primul tren, mașina personală și ei să vină către voi în acest nou început. Este vorba despre o fază de uniune. Uniune, împăcare, completare. Vă completați foarte bine cu această persoană. Am spus gemeni, balanță, capricorn, taur, berbec, poate să fie și vărsător în acest caz. Deci, cred că și chiar și continentele, să știți că se apropie, renaște relația din propria cenușă ca pasărea Phoenix. Acest final pe care voi l-ați crezut aduce
un nou început, pentru că sunteți motivați să fiți acum împreună. Probabil că persoana respectivă devine liber, liberă de contract, indiferent de ceea ce se întâmplă. Bucurie multă pentru voi, mai repede decât probabil v-ați fi așteptat 2 luni, începând din momentul în care voi vă uitați la această etalare. Pentru cei care sunt născuți în luna mai, să zic în zodia mai, în luna mai, 15-21. Pentru cei născuți în luna mai, după lungi, lungi deliberări, avem aici cartea spânzuratului, după multe gânduri, a fi sau a nu fi, aceasta este întrebarea, după frici, după tot soiul de bătăi de cam mai bine de un an de zile, un an jumătate până la 2 ani de deliberări, persoana aceasta se hotărăște să vă dea un mesaj împins sau împinsă persoana respectivă de rușine, de jenă. Eu cred că această ființă a călcat pe bec sau v-a înșelat așteptările. Și avem între 35-53 de ani și cred că ea cam fost jenă, cinstită să fiu potrivit acestor mesaje, să vă ofere un mesaj. Ea a fost jenă. Indiferent despre ce relație vorbim, ceea ce v-a făcut n-a fost ok. Numai că acum probabil că și-a dat seama, conștientizează și va îndepărta aceste restricționări, limitări. Între voi nu mai există, sau probabil că a sărit calul. Că vorbim despre niște limite pe care această persoană le-a sărit. Mesaj de împăcare. Abia așteaptă să vă sune, abia așteaptă să vă dea niște mesaje de împăcare și să vă spună că îi este jenă. Deci așteptați-vă la o mărturisire completă din partea acestei persoane. Dar să știți că ceea ce pot să vă spun este că s-a gândit foarte multă vreme la ceea ce v-a făcut și la cum s-a comportat cu voi. Haideți să vedem, poate avem un timp în care veți primi acest mesaj în viitorul apropiat. Primiți acest mesaj, așteptați-vă în 2 puncte, 2 săptămâni, 2 zile, cine știe, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pentru cei care sunt născuți în luna iunie, era zi iulie, în luna iunie, 17-27, mesaj de iubire, ce vă comunică ghizii spirituali. O relație cu dificultăți, probabil că treceți printr-o relație cu dificultăți, la cuțite, aș putea să spun, o relație la cuțite, certuri, dificultățile probabil că constau în existența unui mariaj aici. De asta cred că este vorba despre diferențe de stare maritală, să zic așa, unul poate că este puțin căsătorit sau puțin căsătorită. Sau de ce nu? Există și varianta să se fi căsătorit între timp. N-ați mai fost împreună și atunci această ființă a ales pe altcineva în defavoarea voastră. Diferențe de vârstă. În primul rând, aici se sizez cumva pe el mai în vârstă, cărunt grizonat cu ochii închiși la culoare. Posibil să lucreze în domeniul acesta de profesor, învățământ, haide să spunem așa, sau programator. Nu știu, arhitect, geometrie, construcții, în sfârșit, în jurul vârstei de 33 de ani plus unul dintre voi. Diferență destul de mare între cele două energii. Acum eu simt că este vorba despre un el. Dar, mă rog, poate să fie și invers pentru că energiile se întrepătrund. În continuare, există posibilitatea să mergeți într-o relație cu această persoană. Însă nu va renunța la mariajul său. Poate să fie profesorul ei, profesor și elevă, relație, profesor-elev, poate să fiți voi, poate să fie copiii voștri, depinde, pentru că această etalare bate în mai multe direcții. Dar, overall, s-ar putea să fie vorba despre o uniune, reuniune, regăsire, recomunicare cu această persoană, dar nu cred că va renunța la relația pe care o are. Probabil că are un statut social, statut material, este cunoscut în comunitatea sa sau în jobul său și probabil că nu, chiar dacă nu ține de această relație oficială, ține de ochii lumii. Știți? Adică contează foarte mult pentru această persoană mai mult
statutul social, cum dă reputația, cum dă în ochii lumii, decât, sau contează foarte mult gura lumii, decât, sau mai mult contează gura lumii și reputația sa, mai mult decât sufletul, inima și iubirea. Telurică această persoană, încă sunt dificultăți, încă sunt conflicte, stare de tensiune și cred că vor continua. Dacă veți fi în continuare cu această persoană, aceste tensiuni vor continua între voi, stând tot timpul această relație maritală. Dacă nu mai vorbiți în momentul de față, pentru că ați avut disensiuni, există posibilitatea să reluați luna viitoare sau de luna viitoare, octombrie, să reluați această relație, însă tot cu scântei, tot cu surle și trâmbițe, tot nu o să vă convină foarte tare, pentru că această persoană nu o să ia, nu știu, cel puțin acum, următorii 2 ani sau în următorii ani, nu o să ia o decizie de a se separa, a se despărți pentru a fi cu voi. Deci probabil că îi place așa să stea între două luntre. Pentru luna iulie, cine s-a născut în luna iulie, mesaj pentru cei născuți în luna iulie, mesaj de iubire. Aici s-ar putea să fie vorba despre o persoană, voi, sau să vă gândiți la o anumită persoană care este văduvă. Sau să vorbim în general, sigur că este o etalare generală, colectivă, cu care nu se poate potrivi toată lumea. Dar aici, în foarte multe situații, s-ar putea să vorbim sau să ne adresăm, să mă adresez persoanelor care au pierdut pe cineva drag și sunt singuri, singure de foarte multă vreme. Iată că această etalare se adresează și persoanelor singure. Acest mesaj spune în felul următor: ai încredere. Ai încredere în destin, încearcă să comunici mai mult. Treiul înseamnă în numerologie și conectare. Încearcă să te conectezi mai mult cu comunitatea. Încearcă să nu stai singur sau singură foarte mult în casă. Încearcă pe cât posibil să nu te izolezi, încearcă să depășești această zonă de confort. Încearcă să răspunzi afirmativ unor invitații, în cadrul unor aniversări, sărbătoriri, în cadrul familiei, familie extinsă, colegi, colegi de serviciu, prieteni apropiați sau nu, sau încearcă să comunici mai mult, chiar dacă este, chiar dacă te provoacă și chiar dacă nu te simți în siguranță. Să comunici pe rețelele de socializare, evident că nu trebuie să spui sufletul pe tavă sau mai știu eu ce, doar nu sta în solitudine, nu te retrage, nu rămâne singur, nu te nu construi de jur împrejurul tău ziduri, pentru că într-adevăr nu te poate deranja nimeni, dar nu te poate nici iubi nimeni. Așa că încearcă pe cât posibil să lași o breșă, o găurică acolo, să o lași, pentru că iubirea oricum, ca și viața, va găsi o cale pentru tine. Fără acest îndemn din partea ghizilor spirituali, nu poți avea o altă relație. Nu poți, sunt foarte multe șanse, sigur că s-ar putea să te zguduie acest mesaj, însă asta este, așa îl simt, așa îl dau mai departe, nu mă implic cu energia mea. S-ar putea să rămâi singur sau singură, deși nu-ți dorești lucrul acesta. Rămâi în starea aceasta de doliu emoțional cât dorești, dar nu definitiv. Încearcă să te gândești că este o stare temporară și persoana pe care ai pierdut-o nu își dorește sub nicio formă să rămâi singur sau singură toată viața. Ai nevoie de această schimbare, o poți avea și chiar poate să fie această schimbare în iubire dacă tu accepti și te deschizi cu toată inima și cu tot sufletul, răspunzând afirmativ unor invitații la niște evenimente, cum spuneam, mondene, sociale sau întâlniri cu prieteni. Acolo este posibil să îți deschizi inima și în felul acesta să lași să pătrundă iubirea în viața ta. Până atunci,
cu cât te împotrivești mai mult, cu atât, până la urmă, Universul este de acord cu ce-ți dorești tu. Un mesaj din partea chestiilor spirituale, să vedem dacă a venit și un 3 acolo. Extraordinar, ia uite așa ce a sărit. În 3 luni, că este 2 luni, că sunt 2 luni jumătate, o lună și jumătate, 2 luni și jumătate, până în 3 luni, despre asta este vorba, există posibilitatea ca tu să te afli în discuții, în tatonări, în relații de început sau să experimentezi o nouă poveste plină de emoții, cel puțin la început. Dar nu uita, deschide-te și live your life, trăiește. Toată e mai bine să te și relaxezi, asta este. Da. Mai departe, pentru persoanele care sunt născute în luna august, 25, 45, de fapt este în 46, mesaj de dragoste pentru cei născuți în luna august. Ei bine, ori aveți în viața voastră o persoană extrem de încăpățânată, de vanitoasă, de ambițioasă, dar nu în sensul acela benefic, pentru că aceste două mesaje coroborate înseamnă perfidie, înseamnă o persoană cu două fețe. Înseamnă o persoană care caută ceva, care urmărește ceva, avantaje, beneficii emoționale, financiare, materiale de la voi. Probabil că voi deja știți despre ce este vorba, iar dacă vreți să aveți succes în viață, ar fi bine să vă descotorosiți emoțional, măcar de această persoană care este în jurul vostru tot timpul. Este ca un soi, sigur că sunt niște mesaje usturătoare și așa, cu vibrații joase, nu o să stăruiți foarte mult în a vi le transmite sau a le repeta, însă această persoană apare în viața voastră când vă este lumea mai dragă sau, nu știu, apare tot timpul când, în sfârșit, nu vă gândiți, oricând vă este bine, adică apare exact când nu vreți să apară în viața voastră. Acest mesaj spune că tu ești creatorul propriei tale realități. În momentul de față sunt persoane singure, deci cele născute în august, sunt foarte multe persoane care sunt singure și voi vă puteți chiar creiona povestea. Voi singure nu lăsați pe alții să preia sau să ia sau să vă scrie scenariul vieții voastre, să vă picteze viața. Nu mai lăsați pe nimeni să vă dicteze, nu mai lăsați pe nimeni să vă facă viața, nu mai lăsați pe nimeni să intre în viața voastră cu propriile drame, cu bocanci, să vă dicteze asta e bine, asta nu e bine, asta să faci, asta să nu faci. Aveți dreptul să trăiți, aveți dreptul la viață, așa că singura modalitate de a înflori, de a vă reinventa este să scăpați, dacă se poate, să rupeți acest contract cu o anumită persoană, inamicul vostru numărul 1 și este o persoană foarte aproape de voi. Este poate o relație a voastră, este o fostă relație, membru al familiei extinse sau familia voastră, etc. Dar este o persoană duală, o persoană care se hrănește efectiv din energia voastră și vă seacă efectiv de energie. Poate să fie din zodia Vărsător, poate să fie din zodia Săgetător, Leu, de asemenea Leu cu Leu, Scorpion. Nu mai amânați. Vedeți, este un mesaj clar. Nu mai amânați. Deja ar fi trebuit să vă distanțați de această persoană, de această persoană care face parte din trecutul vostru. O persoană toxică, o relație toxică, gânduri toxice între 26 și 62 de ani. Pentru cei care sunt născuți în luna septembrie, 29 și 12 minute. Dacă vă este mai ușor și nu vă duceți în descrierea generală a clipului, puteți să mutați cursorul și să ajungeți exact la luna care vă interesează. Bine, mi-ar fi și mie mai ușor în seara aceasta. Ei, ia să vedem. Mare tristețe, mare.
În ceea ce privește o persoană care este distanțată de voi acum, sau este distantă, sau nu mai vorbiți cu această persoană, dar care are o altă relație. Sau voi aveți altă relație. În orice caz, una peste alta, este vorba despre o relație triunghiulară, că a fost și nu mai este. Tăcere, necomunicare de foarte multă vreme. Persoana aceasta v-a decepționat foarte, foarte, foarte tare. A purtat niște măști extraordinare. Și v-a făcut să suferiți enorm, mai ales pe o perioadă destul de lungă de absență. Nu a mai apărut în viața voastră de ceva vreme și v-a decepționat extraordinar. Și atunci este foarte greu să reluați această comunicare, pentru că în momentul de față, în momentul de față, în momentul în care discutăm, acum, în acest moment, îi este extrem de greu să exprime ceea ce simte pentru voi, mai ales că v-a înșelat așteptările. Poate să fie vorba și de o trădare în unele cazuri. Cu atât mai mult îi este foarte, foarte jenă. Nu are curaj, nu poate efectiv. Încearcă să vorbească cu voi, încearcă să vă transmită un mesaj, încearcă dacă ar putea, ar face-o. Doar că vă consideră destul de autoritară sau autoritar. În momentul de față doar se gândește la voi. Stă cu ochii închiși, se gândește ce să fac, ce să fac, ce să fac, să dau mesaj, să-mi dau mesaj. Acum, dacă aveți o zi de naștere, așteptați-vă să găsească o pârghie în a vă trimite, să spunem așa, un mesaj. Doar că v-a cam pierdut. Adică știe, simte prin toți porii că va pierde și comunicarea încă este între voi din punct de vedere telepatic, energetic măcar. Poate vi se confirmă chestiunea aceasta, probabil că simțiți că se gândește la voi, simțiți că probabil ar vrea să ia legătura cu voi, doar că a renunțat la voi la un moment dat, persoana aceasta. A renunțat și pentru că a renunțat, știe, conștientizează că a greșit foarte mult, dar este peste mână, acum după ceva vreme, să reia comunicarea cu voi, pentru că nu știe ce mai simțiți și nici nu, cum să zic, poate se gândește că ce rost are să mai intre în viața voastră. Nu găsește, cum să vă zic, nu știe de ce să se agațe, să găsească v-am zis, acea pârghie în a relua comunicarea cu voi. Poate v-am zis, o zi de naștere, cine știe. Haideți să vedem și un mesaj din partea ghizilor spiritual pentru balanțe. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Exact ceea ce am spus. Întârzie să vă dea ce fain se unesc aceste mesaje. Se concretizează prin intermediul acestor sfaturi din partea ghizilor spirituale. Deci, cum spuneam, sunt întârzieri, încă întârzie să facă primii pași către voi, însă așteptați-vă ca în câteva săptămâni, totuși, să-și calce pe mândrie și să vă ofere un semnal cât de cât. Pentru că nu știe, tatonează terenul, nu știu, că nu știe cum să facă. Știți, nu că ar vrea să vă reintre în grații, dar știe că, mă rog, n-a fost ok, a călcat pe bec. Pentru cei care sunt născuți în luna octombrie, cei care sunt născuți în luna octombrie, mesaj de iubire. Cei născuți în... Ei, la voi... Voi sunteți norocoși, dragilor, cei care sunteți născuți în luna octombrie, pentru că există aici o legătură indestructibilă între voi și o persoană de care sunteți îndrăgostit sau îndrăgostită. E bine, dacă nu, cei care sunt singuri sau singure ar putea să se implice într-o nouă poveste de iubire, iar distanța, cel puțin emoțională, sau distanța fizică dintre cei doi să se micșoreze foarte, foarte mult. Nu zic că există și varianta unei oficializări, construirea unui cuplu, chiar dacă la început ar fi o oarecare distanță între cei doi, pare că nu contează această distanță. Vă îndrăgostiți subit, așa că așteptați-vă, dragii mei,
să vă stabilizați într-o relație, chiar pe termen lung, ce să zic. În jurul vârstei de 30 de ani, conectare, comuniune, această relație vine după un eșec emoțional destul de grav. Ori voi, ori cealaltă persoană. Ori voi ați pierdut pe cineva drag, ori cealaltă persoană a pierdut pe cineva drag, ori ați fost într-o suferință pentru că cineva v-a înșelat așteptările, v-a trădat. În sfârșit, este vorba despre trecerea sau veți supraviețui unor eșecuri emoționale. Acum, sunt și șanse de 30% ca dragostea voastră să reînvie și să vă îndrăgostiți și a doua oară de aceeași persoană. Să revină o persoană din trecut și să vă stabilizați acum într-o relație. Dar 30%. Dar există și această variantă. Dacă nu, cei singuri vor avea parte de o nouă poveste de amor. Un mesaj din partea ghizilor spiritual pentru voi. Cei născuți în luna octombrie, în câteva săptămâni. Există posibilitatea ca stomacelul vostru să se umple de fluturași. Cei care sunt născuți în luna noiembrie, mesaj de dragoste pentru cei născuți în luna noiembrie, 36 și 22, 21, 22. Aici avem pe cineva care, să știți, vă urmărește de departe, vă urmărește pe rețele de socializare, vă supraveghează, vă spionează, vă stocărește, cum vreți voi, chiar și la colțul străzii. Vă urmărește pe stradă, dar, mă rog, nu în sensul acela de patologie. Se ferește, stă în, parcă se apără, să știți. Acum, mesajul acesta pare să fie unul extrem de interesant, mai ales că există și varianta ca voi să vă căsătoriți sau să oficializați relația, să treceți printr-o fază de uniune, iar o anumită persoană să urmărească ce este cu voi. De asemenea, mai există și varianta ca voi să participați la o nuntă, la un botez, la o cumetrie, la o cununie civilă, etc., la o nuntă. Și acolo cineva să vă urmărească. Însă, îi este foarte teamă să implice într-o relație cu voi. Alt mesaj, fiind o etalare generală, ar putea să fie interpretat cum că voi sunteți într-o altă relație de căsătorie, iar persoana aceasta, mai ales din zodia Gemeni, Leu, Balanță, Scorpion și Săgetător, s-a îndrăgostit de voi. Și atunci vrea să apere relația aceasta, vrea să-și apere sentimentele și atunci așteaptă puțin până când să interacționeze cu voi, pentru că nu vrea să se bage într-o relație cu voi. Voi s-ar putea să nu știți. Dacă v-ați despărțit de o astfel de persoană și între timp v-ați găsit pe altcineva sau v-ați căsătorit sau sunteți într-o altă relație sau v-ați vindecat, nu sunteți neapărat cu cineva, mă rog, și se vede de la o poștă că v-ați vindecat de această persoană, nu ar vrea să vă știe foarte fericită fără el sau fără ea. Te schimbă Marița. Este o schimbare la 180 de grade în ceea ce privește o persoană din trecut care nu-i convine că sunteți bine în momentul de față. Dar, v-am zis, este așa, în defensivă. Deci foarte multe mesaje la cei din luna noiembrie. Haideți să vedem și un mesaj din partea ghizilor spirituale. Luna noiembrie există un eveniment care ar putea să schimbe un pic stabilitatea. Se referă la o schimbare a stabilității. Poate că stabilitatea aceasta în care voi vă aflați sau în care voi considerați că sunteți va fi zdruncinată de apariția unei persoane care vă urmărește de la distanță și poate că luna noiembrie se hotărăște să apară cumva și să vă cam zdruncine siguranța aceea.
mi-am găsit pe altcineva, sunt fericit, sunt fericită sau m-am vindecat de persoana respectivă, sunt ok. S-ar putea să credeți voi lucrul acesta, dar de fapt el să nu fie. Pentru cei care sunt născuți luna decembrie, 39-48, mesaj de iubire, de dragoste. Cineva a pus ochișorii pe voi, dragi, balanțe, balanțe. Poate să fie din zodia balanță, mă scuzați, zodia balanță, zodia săgetător, vărsător, gemeni, de asemenea fecioară, leu, paraleu, berbec. Energia feminină cu părul deschis, ochii deschiși la culoare și pistrui. Ca mesaj suplimentar. Dragii mei, cei care sunteți născuți în luna decembrie, aveți parte de o echilibrare, să știți. O echilibrare în iubire. Vi se face dreptate. Eu cred că aveți parte de o poveste de iubire, o nouă poveste de iubire. Ori prin apariția unei noi persoane în viața voastră, ori prin resuscitarea unei relații. Deci așa s-ar putea să fie echilibrată balanța în favoarea voastră oricum. Deci poate să fie și ex-ul, poate să fie și next-ul. În orice caz, posibil ca această persoană să aibă ochii albaștri sau deschiși la culoare, să fie o persoană care nu v-a uitat, care nu a încetat să vă urmărească, este cu ochii pe voi, știe absolut tot ce se întâmplă cu voi, tot ce se întâmplă în viața voastră. Poate să fie vorba despre o diferență de vârstă între energia feminină și energia masculină. Nu cred că contează foarte, foarte mult, doar că energia feminină, energiei feminine este foarte teamă să își mai pună sufletul pe tavă încă o dată sau cu o persoană din trecut. Deci, în orice caz, că este o persoană cu totul și cu totul nouă, că este o persoană care apare din trecut, că sunt foarte mari șanse, 50-50, 41 de ani, în jurul acestei vârste, 36, există varianta aceasta, echilibrării în iubire. Cât primiți, atâta atâta dați, atât oferiți, atât primiți. Adică este un schimb și atracție reciprocă, și schimb de mesaje, și iubire, cât mă iubești, atât te iubesc, cât știți, adică echitabil. Totul este echitabil în ceea ce vă privește pe voi. Deși v-am zis, sunt destul de multe frici aici, mai ales din partea energiei feminine. 6 luni, în 6 luni, începând din momentul în care voi vă uitați la această etalare, sigur că vi se pare, wow, 6 luni. 6 luni este ceva extraordinar. Dar să vedem în 6 luni ce s-ar întâmpla. Ca să avem așa un... În 6 luni, ce s-ar întâmpla în 6 luni? Ok, hai să luăm acest pachet de cărți de oracol care este cu totul și cu totul nou. Pentru că doar la cei din luna decembrie a ieșit această... acest timp mai lung, mai îndelungat. În 6 luni ce s-ar întâmpla? Succes, împlinire, aveți în sfârșit sentimentul acela că aparțineți cuiva. Deci eu zic că în 6 luni există posibilitatea să celebrați oficializarea unei relații, stabilitatea într-o relație. Probabil că lucrurile încep mult mai devreme. Ia să vedem, lucrurile încep mult mai devreme. Să nu se supere celelalte semne zodiacale, celelalte luni. Ar putea începe într-o lună. Deci, ar putea începe într-o lună pentru ca în 6 luni să aveți parte de o împlinire. Vi se umple un gol, chiar și o călătorie. Cineva vine de la distanță către voi. Uite, aici avem niște semne zodiacale care chiar predomină. Dacă le-am repetat, asta este. Taur, berbec, capricorn, leu, vărsător și scorpion. Nu cred că o cunoașteți. Nu cred că cunoașteți această persoană, dar în sfârșit, se termină ceva și începe altceva. Un nou capitol în viața voastră.
Deci m-aș duce un pic mai mult către, la început am spus că este vorba, deci 50-50, ori că este vorba despre învierea unei relații, resuscitarea ei sau o persoană cu totul nouă, aici, probabil, punând așa cap la cap aceste mesaje, este doar o părere, s-ar putea să fie vorba despre o persoană, mă rog, cu totul și cu totul nouă. O să vedem pe parcurs ce se mai întâmplă, însă, până atunci, eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă doresc să aveți o seară absolut minunată. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre, dragii mei. Vă mulțumesc foarte mult pentru cei care au participat la gândul. Bineînțeles, dacă ați și recitat acele mantre de care vorbeam pe pagina comunității, cu atât mai bine. Spuneam jos pălăria pentru cei care și-au lăsat prenumele, le-am notat pe toate. Îmi pare foarte, foarte bine că ați participat cu gândul, cum spuneam, emoțional, energetic, la această energie și la această rugăciune colectivă. Deja am văzut că chiar mi-ați scris că foarte mult ați simțit în luni seara. Chiar mi-a zis cineva că a căscat în tot timpul sesiunii. Ea nu a fost online, deci nu o fac live, pentru că, în sfârșit, nu mă pot concentra, nu pot să fiu acolo atentă și nu pot să mă implic 100%. De aceea am hotărât să nu le fac, să nu le fac online. Chiar mi-ar plăcea dacă pe pagina comunității sau acolo, la orice etalare unde simțiți nevoia, să-mi scrieți dacă ați simțit ceva și ce ați simțit sau dacă în următoarele zile, în următoarele săptămâni, simțiți beneficiile acestei rugăciuni colective. Vă îmbrățișez, vă iubesc, vă stimez și mulțumesc pentru fiecare mesaj, pentru vizualizări, pentru înscrieri. Să ne vedem sănătoși. Vă iubesc, dragii mei. Pa, pa!